În dimineața asta, Domnul mi-a pus un cuvânt special din cartea Neemia pe inimă și vreau să uh, pornesc și să continui ce întreba Dodo mai devreme, în ce fel de vremuri trăim. Dragilor, în ce vrem de vremuri trăim în care Dumnezeu scutură lumea. Și eu cred că Dumnezeu a început să clatine nu numai temelii pământului, a început să clatine temelia celui rău, dar clatina și biserica. Și știți că expune cartea evrei că tot ce trebuie să fie clătinat va fi clătinat, ca să rămână ce este veșnic și nu ce e temporar. Amin? Pentru că noi stăm pe ce este veșnic și asta este cuvântul și promisiunea lui Dumnezeu ca tată. Amin? Tată, ceresc, dă harul tău în dimineața asta. Deschide-ne urechile, ochii, inimii, să pricepem, dă un duc de descoperire și revelație. Te rog, ajută-mă, Doamne, să transmit cuvântul Tău și te rugăm frumos ca tot să plecăm de aici cu ceva de făcut pentru numele și împărăția Ta. Amin. Spune vecinului, Figata. Dacă ești cu soția, spune-i, fii gata. Dragilor, Cartea Neemia este o carte specială. Și este specială nu doar că este în Scriptură, dar prin faptul că acest om n-a fost nici preot, nici proroc, nici vreun al Domnului, a fost un un administrator într-o împărăție laică, într-o împărăție păgână, atunci când copiii lui Dumnezeu au fost duși în exil și omul ăsta era administrator la curtea împăratului Artar Sexes, acolo unde din când în când îi ducea și vinul. Și ce se întâmplă? Că la una din întâlnirile lor împăratul l-a văzut pe Neemia a supărat și a zis, ce se întâmplă cu tine? Totuși nu ești bolnav, nu poate fi decât o supărare a inimii. Și aici începe povestea noastră cu acest om care a primit, a primit vești din Israel, din Ierusalim, acolo unde zidul Ierusalimului era dărâmat. Eu vreau să te întreb în dimineața asta. Știi biserici cu zidul dărâmat? Știi familii cu zidul dărâmat? Știi persoane care au zidul dărâmat în viața lor care nu mai au protecție? Știi lucrări care au fost odată mari și au luminat pentru Hristos și acum ați dărâmate la pământ? Știi slujitori și ai auzit de oameni care au fost plini odată de puterea Duhului și de lumină și acum ați dărâmați? Cunoști? Auzim de Turcia care a fost druncinată de cutremur și am zis, wow, ce bine că e în Turcia. Dacă n-a început să dea în Oltenia, mă, stai că se apropie. Când s-a simțit și până la Cluj, oi, 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 se apropie și mai tare. Știți ce Scriptura spune? Că Dumnezeul nostru clatină pământul. Dar noi trebuie să vedem care este rolul nostru în timpul ăsta. Aș vrea ca în dimineața asta să mă rog așa să ne dea Dumnezeu o inimă să nu ne mai victimizăm. Victimizarea nu ne face bine, dragilor. Este melodia care diavolul ne pune să cântăm după ea. Este refrenul care împărăția iadului ne-l cântă. Victimizarea. Nu nimeni nu mă vrea, nici chiar în țara mea, nici în diaspora, nu nimeni nu mă vrea. E un cânte care diavolul face pe copiii Domnului să-l cânte, dar în dimineața asta mă rog ca Domnul să ne dea o inimă și să ne întoarcem inima spre cei dărâmați, să ne întoarcem ochii spre cei căzuți, să ne întoarcem ochii spre cei care au cu adevărat nevoie de ajutor. Cu săptămâni în urmă aveam o durere de spate și parcă începeam să cânt cânte cu iadului de victimizare și deodată primesc un mesaj, roagă-te, 22 de ani, ultima fază, doctorii au spus că nu mai prinde încă o noapte. Și am zis, Doamne, iartă-mă, eu n-am probleme. Doamne, eu n-am probleme. Sunt alții care sunt mai dărâmați ca mine. Sunt alții care sunt mai jos ca mine. Sunt alții, iartă-mă că am cutezat să mă uit înspre problema mea. Doamne, sunt alții care au nevoie de ajutor mai mult ca mine. Sunt alții care sunt mai înfometați ca mine. Sunt alții care stau în frig mai mult decât stau eu. Sunt alții care nu dorm pe un pat și vă pe pernă de luni de zile. Sunt alții care încă dorm pe pământ, Doamne. Sunt alții care aici în țara asta mor fără Hristos și fără lumină. Doamne, iartă-mă că am cutezat să mă uit la nevoia mea. Pentru că Tu le știi pe toate și Tu porți de grijă. Nevoia mea nu este a mea, este a ta, că sunt al tău. Dă-mi ochi să mă uit la cei care sunt dărămați. Îmi place cum începe cartea lui Enemia. A venit Hanani, unul din frații mei, Enemia, Enemia 1 cu versetul 2. A venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați, care mai rămăseseră din robie și din spre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului Cerurilor și am zis, Doamne Dumnezeul Cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșător, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea și ochii Tăi să fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisim păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, că eu și casa Tatălui meu am te-am supărat și n-am păzit poruncile, legile și orânduierile pe care le-ai dat robului tău, Moise. adu aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău, Moise, și să le spună, când veți păcătui, vă voi resipi prin popoare, dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci chiar dacă veți fi zgoniți la marginea cea mai îndepărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales să locuiască numele meu. Ei sunt robii tăi și poporul tău pe care i-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare și prin mâna ta cea tare. Ah, Doamne, să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. Dă astăzi zbândă robului tău și fă să de trecerea de trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci era paharnicul împăratului. Știți ce îmi place la această poveste? Ăsta e unul din versetele care m-a trimis înapoi în România. Eram atâta de preocupat de mine, de sine, de visul meu, de a fugi din țară, de a pleca din țară. Am încercat să fug de două ori, una dată înainte de Revoluție, odată în 88, când aveam 11 ani jumate, dată, am fugit în 89, în luna, undeva în luna mai și m-a prins pe clisură la Arad. Am stat două săptămâni bătut, după ce m-au bătut în pat, am fost primit electroșocuri, nu mi-aduc aminte absolut nimic, dar vreau să plec din țară și în sfârșit, undeva după armată, am reușit să plec în Suedia. Și acolo îmi vedeam de viață, aveam un job fain, eram preocupat doar de mine și de visul meu, mic și mărunt. Să o duc bine, să demonstrez tuturor că pot, că sunt tare, că nu sunt un român ca el alți români, că eu sunt diferit și că l-am pe Hristos. Și știți ce? În visul meu mărunt m-a cercetat Dumnezeu și am primit un telefon din țară. Și am întrebat, cum mai este în România? Și mi-aduc aminte că am început să-mi povestească, și grădinițele se închid, casele rămân pustii. Bătrânii rămân singuri. Copiii trăiesc fără părinți. Și spre sfârșitul mesajului am început să plâng și să mi se muaie inima. Și am început să mă rog să-i trimită Dumnezeu pe americani. Să-i trimită pe suedezi. Să-i trimită pe finlandezi. Să-i trimită pe danezi. Pe nemți că ei au bani. Și Domnul continua să frângă inima mea. Pentru că țara mea era dărămată. Și Domnul mi-a zis vreau să te chem ca și pe nemia să vii, să începi să rezidești zidul Ierusalimului. Aia a fost decizia care mi-a schimbat viața pentru totdeauna și m-a trecut de la victimizator la ziditor. Biblia spune că Tatăl nostru cel Ceresc este ziditorul. Vreau să te întreb, pe cât ai zidit în ultima vreme? Câte biserici ai venit și ai pus umorul? Câte lucrări ai binecuvântat? Pe câți oameni ai ridicat cu limba ta din Duhul de întristare? Vreau să te întreb, trec anii pe lângă tine și rămâi în cântecul satanei și te autovictimizezi sau ai început să zidești pe cineva. Povestea lui Neemia este extraordinară. De ce? Pentru că el nu era nici preot, nici levit, nu era nici vreun proroc, nici vreun om foarte spiritual și totuși, la auzirea acestei vești că Ierusalimul e dărmat, inima lui s-a înmuiat. A fost frânt și a început să se roage lui Dumnezeu și să postească. Zice Scriptura, am plâns multe zile. Tu când treci pe lângă români, când treci pe lângă unguri, când treci pe lângă un om căzut, țigan, orice natură ar fi el, orice etnie ar fi, te doare inima când îl vezi fără Hristos. Când îi vezi cu punga în mână și cu siringa în mână și tremură, ce zici? Încă un drogat? Sau vezi o piatră dărămată, o piatră scoasă din zid? În dimineața asta aș vrea să parcurgem câteva etape, cinci. Nemia, primul și primul lucru se lasă atins de viziunea lui Dumnezeu de visul lui Dumnezeu, pentru că visul lui era prea mărunt. Vreau să-i spui vecinului acum, visul tău e prea mărunt. Nevoia ta e prea mică. Nevoia ta e prea mică, crede-mă, nevoia ta e prea mică. Stăteam acolo și îi spuneam lui Dumnezeu, Doamne, trimite-i pe ăia, trimite-i pe ăilalți, trimite-i pe alți. și Dumnezeu se uita la mine cum se uita Îngerul Domnului la Gedeon și când se uită Îngerul Domnului la tine, fix știi că vrea să zică, lasă-i pe americani, sunt buni. Englezii spun, nemții spun, am nevoie de tine, dar Doamne, eu nu știu, Doamne, eu nu pot și începe alt refren al satanii, Doamne, eu n-am chef, Doamne, eu nu vreau să-mi pierd confortul. Neemia trăia într-un confort extraordinar. Era paharnic împăratului, avea totul și totuși la alege să se lase atins de visul lui Dumnezeu pentru Ierusalim și știi ce face? Ia decizia vieții lui și merge înaintea împăratului și zice trimite-mă în Iuda să rezidesc zidul. Când ai strigat ultima dată către Dumnezeu? Trimite-mă, Doamne, pe mine. O, Doamne, trimite-l pe Ismail. Trimite-l pe ăla, trimite-l pe ăla. Ajută-i, Doamne, să predice Evanghelia în Rusia. Ești gata să spui haina pe tine să te duci? Ești gata să te îmbarci într-o misiune, măcar pe termen scurt? Ești gata să spui trupul într-o mașină și să conduci 2000 de kilometri, să vestești Evanghelia la un singur om, să-l zidești? Neemia a fost frânt de mesajul și de visul lui Dumnezeu. Cum ești tu? Vei sta până la 90 de ani, până la plecarea în cer pe scaun și o să fii preocupat doar de visele tale mici, care oricum trec și sunt fără, 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 fără valoare. Pentru că într-o zi când te vei uita în urmă, visele noastre mici nu o să mai conteze absolut deloc. Ci ce am făcut în credință pentru Dumnezeu. Că Scriptura spune că cei ce fac voia Tatălui meu rămân în veac. Tot ce strângi fără Hristos este risipă. Cine nu strânge cu mine, spunea Domnul Hristos, ce face? Puțin mai tare. Haideți să strigăm împreună, ca biserică. Vrei să fii un risipitor? Știi că sunt mulți fii risipitori în biserică? Dăm cu piatra noia care sunt în lume, frate, ea sunt din lume. Dar noi ce facem? Risipim timpul, risipim resursele, risipim puterea lui Dumnezeu care e disponibilă. Nu facem o rugăciune pe cel de lângă noi, că noi nu știm să ne rugăm. Punem mâna și te roagă, pune mâna și zidește. Nemia s-a lăsat atins de visul lui Dumnezeu. Și atât de tare a fost atins de visul lui Dumnezeu că a postit și s-a rugat și s-a dus la împărat și a zis, te rog împărate dacă am căpătat trecere înaintea mea trimite-mă în Iuda să rezidesc zidul Ierusalimului părinților mei. E incredibil. Neemia se lasă atins de visul lui Dumnezeu și visul lui Dumnezeu e întotdeauna să zidească. La început, spune Scriptura, ziditorul a făcut pe om și pe pe Adam și pe o pe familia. Dumnezeu e întotdeauna un ziditor. El a venit să zidească, a adus familia, după aia a adus o altă familie, a adus un popor, după aia a adus o biserică. Dumnezeu este în businessul zidirii, dragii mei. O, îl iubesc pe Trimite-mă ca să zidesc din nou versetul 2 cu 5. Îmi place că își asumă viziunea, merge cu ceva înaintea împăratului și face o decizie riscantă. Gândește-te un pic, noi știm din istorie că dacă în fața împăraților apărei trist, împăratul avea puterea să-ți ia capul pe loc. Cum doar un semn putea să facă. Dar ce ne spune asta? Neemia căpătasă credibilitate înaintea regelui Artaxerxes. El era un om de caracter de asta și împăratul l-a întrebat totuși nu e ceva, nu ești bolnav, nu e, ne, e o supărare a inimii, ceva se întâmplă cu tine. Pentru că dacă ar fi fost un om de nimic, Neemia, dacă ar fi fost un om fără caracter, vedeți noblețea lui, vedeți caracterul lui, vedeți ce coloană vertebrală avea încât împăratul s-a plecat să-l întrebe. Și a zis, împărate, Ierusalimul, cetatea părinților mei cade. Dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda, în cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Haideți să citim vreună. Ca să o zidesc din nou. Îmi place atât de mult. Vedeți că Neemia face niște pași practici. Să lasă atins de visul lui Dumnezeu? Începe să mijlocească pentru visul lui Dumnezeu? Dumnezeu îi dă ideea să meargă înaintea împăratului și face o cerință radicală. Doamne, sunt gata să părăsesc confortul pentru tine. Doamne, sunt gata să părăsesc binele ca să mă duc să zidesc pe altul. Doamne, sunt gata să las în urma mea lucrurile stabile și să merg pe ape cu tine. Ești tu gata în dimineața asta? Să accepti visul lui Dumnezeu și să pui visul tău pe așteptare, pe silent. Biblia spune că Neemia a început să întreprindă o călătorie care a luat câteva luni, a ajuns în Ierusalim și când a ajuns acolo, spune Scriptura în 2, capitolul 2, 17 și 18, le-a vorbit. El le-a zis atunci oamenilor de acolo, vedeți starea nenorocită în care suntem. Vedeți că și-a asumat. El nu spunea, băi, oameni buni, voi vedeți în ce stare sunteți. Eu sunt acolo în împărăția Babilonului, în capitala Suza, eu sunt bine, dar voi vedeți, voi nu vă faceți treaba, nu. Neemia și-a asumat, oamenilor, vedeți în ce stare suntem. Eu sunt în aceeași oală cu voi, eu am păcătuit împreună cu voi înaintea lui Dumnezeu, nu am ținut legile. Cu toate că nu ne specifică Scriptura că el a păcătuit, dar el și-a asumat și-a și -a mărturisit păcatele poporului și vine și spune... Cred că unul din cele mai frumoase versete care este în cartea Nemia, aș vrea să-l citim împreună, partea B din versetul 17. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Haideți să-l mai citim o dată. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. E incredibil. El aici le istorisește în versetul 18 cum Dumnezeu a fost cu el și îmi place ce spune Scriptura. O, îmi place ce spune Scriptura, că Neemia nu numai că s-a lăsat atins de viziune, nu numai că a renunțat la confort și a mers pentru visul lui Dumnezeu, a ajuns și a motivat poporul și îmi place versetul 18, care aș vrea să-l citim din nou împreună. Să ne sculăm și să... Am fost eu și surorul de la rugăciune. Restul ce se întâmplă? Ne-a prins adormirea Maicii Domnului? Maica Domnului, lăsați-o acolo unde este. Noi suntem copii vii. Amin? Cuvântul e viu și lucrător. Haideți să citim împreună. Să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Vedeți că zidirea, dragii mei, principiul voilei funcționează. Neemia a știut că nu poate să facă singură. A mers la Ierusalim, a adunat poporul, a adunat bătrânii și a povestit cum Dumnezeul cerurilor i-a dat în inimă acest vis și l-a trimis și probabil că a fost o încurajare pentru ei. Wow, s-a întors Neemia. S-a întors Neemia în Ierusalim, fratele lui Hanani s-a întors. Și Biblia spune că ei s-au întărit. Vezi, nu-i de ajuns doar ca să avem o viziune, trebuie să ne și învoim împreună în ea. Amin? Știu că duminica trecută aici s-a prezentat o continuitate a ceea ce Dumnezeu a făcut în Betania în ultimii 30 de ani sau 28 de ani. Eu vreau să vă întreb câți dintre voi ați intrat în barcă sau încă stați pe margine și vă gândiți. Dragii mei, nu mai e timpul să arătăm cu degetul. Dragii mei, trăim timpul turbul, trăim ultimile vremuri. Este timpul să ne învoim și să zidim pentru că este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este ziditorul. De deci ce eu vreau să fiu ca el? A trecut vremea spartului de biserici, ruper de biserici. Dumnezeu ne cheamă să zidim, să ne pocăim de mentalitatea asta. E așa ușor să stai pe margine, să mănânci semințe și să spui cam cum să conduce o biserică, cum să predică, cum să conduce lauda și închinarea când tu n-ai scris niciun cântec sau n-ai cântat niciodată sau n-ai predicat nicio predică. Dar ce ar fi să fii lângă liderii biserici și să spui, sunt lângă voi, mă învoiesc în această viziune bună. Haideți să zidim din nou radea. Ești tu gata, dragul meu? Ești tu gata? Să te lași atins de viziunea lui Dumnezeu, să intri în acest principiu al învoielii? Wow, ce îmi place, în, în capitolul 3 spune Scriptura, Marele preot așa, s-a sculat împreună cu frații săi și preoții au zidit poartea uilor. Preoții s-au alăturat lui Neemia. Iată că și oamenii religioși, care păreau religioși, s-au alăturat acestui administrator în viziunea care Dumnezeu a dat-o, pentru că ei au știut că este voia lui Dumnezeu ca acest zid să fie rezidit. Îmi place foarte mult povestea asta. Neemia și-a asumat viziunea, a venit în Ierusalim, a strâns poporul, s-au învoit, dar știi ce? Au apărut opozanții. Și nu e așa că întotdeauna visul lui Dumnezeu are opoziție? Vă aduceți aminte de Maria? Când a rămas însărcinată, Biblia spune, și după ce l-a născut pe Domnul Iisus, că au apărut imediat vrăjmașul Irod, care a vrut să-l omoare. Vă aduceți aminte? Întotdeauna visul lui Dumnezeu este sub atac. Vă aduceți aminte de Ilie? Ilie care a întors inima poporului spre Dumnezeu, cine l-a amenințat? O femeie pe nume Izabela, care era venită din ținutul Sidonului, care se închina unui Dumnezeu străin, care se căsătorise cu împăratul Ahab, împăratul lui Israel, care n-avea voie să se căsătorească cu o femeie din afara tribului lui Israel, și ea ce face? La amenință pe Elie. Nu i-a plăcut că el a întors poporul la Dumnezeu. Întotdeauna când o să faci visul lui Dumnezeu, îți spun, o să ai vrăjmași, o să ai dușman, dar știi ce? Îmi place curajul lui Neemia să ridică și confruntă vrăjmașii. Lui Neemia nu e frică. Îmi place ce spune Scriptura. În capitolul 4, versetul 1, dragii mei, spune acolo, când a auzit și a ambalat, ăștia erau arabi, că zidim iară zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și și-a bătut joc de iudei. Și a zis înainta, înaintea, fraților săi și înaintea o, ostașilor Samariei, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Uite, asta e vorba satanei, vorba vrăjmașului. Când începi să faci binele, vrei să începi să te schimbi, vrei să te lași de un păcat, vrei să alegi spre Dumnezeu, vine, păca, vine satana și spune, băi neputinciosule, tu crezi că pe el este capitanul neputinței. În dimineața asta, dacă ai o neputință peste viața ta sau un duc de neputință, vreau să spun că nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu nu dă neputință, El dă putere! Și Domnul te va elibera în dimineața asta. Trebuie doar să te pleci și să te legi de El, să zici, Doamne, eliberează-mă, recunosc că acest duc de neputință nu e de la tine, recunosc acea vorbă care îmi vine și mă acuză și zice, măi, neputinciosule, mă, și te descurajează, nu o să reușești. Și ce le spune aici? Ce le spune? La ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi ei? Ce încearcă diavolul să oprească întotdeauna? Jertfa. Vedeți, zidul era căzut și ei nu puteau aduce jertfe. Neimia a știut că ei au nevoie de protecție. Ierusalimul templu are nevoie de protecție ca jertfele să înceapă să fie continuate. Vezi tu, diavolul întotdeauna atacă jertfa, întotdeauna atacă sacrificiu, întotdeauna atacă decizia ta de a-L urma pe Hristos. Vine cu o contraofertă. Când m-am pocăit, mi-aduc aminte că am avut cele mai tari contraoferte. Atunci să deschiseseră granițele, nu mai trebuia să ne ascundem de securitatea lui Ce Ceaușescu. Atunci era bine, în no, 1993 m-am pocăit. Atunci plecau românii la greu și plecau și plecau și plecau și, plecau și Dumnezeu îmi zice, tu stai. Și diavolul zice, du-te, nu fi fraier. Vedeți, Neemia se pune, să înceapă să rezidească și Tobi Amonitul era lângă acești ambalași și zice, să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Îmi place de Neemia. Neemia este omul care nu numai că a adus viziunea și a asumat-o și a luat inițiativa, dar vine și încurajează poporul. Wow, vine și încurajează poporul. și îmi place cum spune în versetul 14. Nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșător. Wow, ce frumos! Și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre, pentru casele voastre, măcar oameni buni. Haideți să luptăm! Nu faci nimic pentru Oradea, dar măcar luptă pentru casa ta, luptă pentru familia ta, luptă pentru neamul tău. Luptă, fă ceva! E atât de frumos, e atât de frumos când vezi un copil de Dumnezeu care se hotărăște și știi ce m-am săturat să stau și vii lângă lide și spun, oameni buni, dați-mi ceva de lucru. Aveam 16 ani jumate când l-am cunoscut pe Domnul, la 17 ani eram într-o biserică și știi ce? Așa cum stăm noi astăzi, te și eu acolo. Și am auzit un cuvânt și m-am dus la pastor și știi ce i-am spus? I-am spus așa, frate pastor, eu sunt sanitrancă. Dacă este o nevoie în biserică, te rog frumos ține un singur nume, minte, Sani Tranca. Aveți nevoie de cărat lemne? Sani Tranca. Aveți nevoie de spălat pe jos? Sani Tranca. Aveți nevoie de dus la spital? Mă duc eu. Vizitat bătrânii la spitale? Mă duc eu. Aveți nevoie să meargă cineva? Rolfinat eu. Orice este nevoie, eu mă înscriu. Sunt voluntar pentru orice lucrare mă puneți. Păstorul a început să plângă și a zis că în 27 de ani de când e pastor, un singur om n-a venit la el să zică, sunt aici să susțin lucrarea ta, sunt umăr la umăr cu tine, mă învoiesc cu tine, hai să rezidim Ierusalimul. Omul ăla a venit să din America să rezidească zidul Craiovei. Și știi ce? Oltenii să te-au relaxat. Cum stau și mulți bihoreni aici, în Oradea. Păstorii să-ți bat, liderii să-ți bat, surorile la rugăciune și ei, relaxați, ca puțină dimineață, lasă-i pe ea să se roage, că ei fac lucrarea. Dragul meu, Dumnezeu ne va cere socoteală pentru timpul care îl trăim pe pământul ăsta. Și știi ce? Este o, este o, un, o vremelnicie în care Dumnezeu ne cheamă să ne ridicăm și să ieșim din cutiuța aia mică. Știți povestea cu viermele din gutuie? N-ați auzit-o? Era în Moldova la noi. Era un vierme într-un într gut. știți gutuia cum e, da? Galben așa și mare și tare. Și la un moment dat vede un alt verme și ce faci verme? Bine verme, de unde vii? De la cutrierea pământului. Care pământ? Că nu există decât gutuie. Zice, nu, eu am stat într-un măr și apoi am stat într-un păt. Într-un păr și apoi am stat acolo într-un într dut și am stat. Și lui ăsta nu-i venea să creadă și zice, taci că vorbești degeaba. Nu există doar gutuie. Vezi tu, suntem limitați suntem limitați de mintea noastră, credem că problema noastră e cea mai mare, credem, dar dacă ai întrebat pe la de lângă tine, cu ce te pot ajuta săptămâna asta? Dacă ți-ai deschide urechile la cel de lângă tine, să vezi că poate durerea lui e mai mare decât a ta. Îmi place de Neemia că încurajează poporul și Biblia spune, când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul. Vedeți cine era lângă Neemia? Dumnezeu era activ în planul ăsta pentru că era viziunea lui Dumnezeu. Dragii mei, haideți să nu ne mai rugăm ca Dumnezeu să vină în planurile noastre. Am auzit o poveste extraordinar de faină cu primul președinte al Americii, Abraham Lincoln. Și se spune că la un moment dat, înainte de ultima bătălie din războiul dintre nord și sud, știți voi, acolo când s-a abrugat sclavia, războiul de secesiune, da? Se spune că s-a întâlnit cu generale și un păstor a luat cuvântul și a zis Domnule președinte, am o idee, ce ar fi să ne rugăm? Bineînțeles că Abraham Lincoln, fiind creștin, a zis, e o idee foarte bună. Deci zice, mai am o idee, ce ar fi să ne rugăm ca Dumnezeu să vină de partea noastră? La care Lincoln a răspuns, dragul meu, Dumnezeu nu vine de partea noastră, noi trebuie să trecem de partea lui Dumnezeu. Te-ai rugat prea multe rugăciuni, Doamne vină, Doamne dăm, Doamne făm, Doamne dăm și așa sună refrenul vieții tale. Dar ce ar fi să zici, Doamne, care e visul tău? Doamne, pentru ce bate inima ta pentru Oradea? Doamne, spunem, pentru că vreau eu să trec de partea ta, eu să mă aliniez cu visul tău. Nemia a aliniat inima lui cu visul lui Dumnezeu. Și acolo a început o poveste extraordinară. Nemia încurajează poporul și știi ce? Rezultatul acestei încurajări, ia uitați ce se întâmplă aici. Ce s-a întâmplat? Ei s-au întors fiecare la zid și fiecare la lucrarea lui. Versetul 15, dacă poți să-mi pui. 4 cu 15, mulțumesc. Ești foarte pe fază în dimineața asta, Domnul să te binecuvânteze. Când auzi vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, citim împreună Dumnezeu, le-a nimicit planul și ne-am întors toți la zid, fiecare la lucrarea lui. Oameni buni, trebuie să înțelegem că suntem parte din trupul lui Hristos. Nu că eu sunt mecanic, frate, să nu știu că eu nu. nu ești mecanic, dar ești un evanghelist sub acoperire. Altul e profesor, dar poate e un păstor acolo sub acoperire. Îmi spunea o soră, eu doar vând covrige, asta fac. Îmi pare rău că nu pot și eu să merg în misiune. Soră, câți oameni întâlnești în fiecare zi? Păi do cam 1.500-2.000. 2.000? Păi tu întâlnești mai mulți decât întâlnești un pastor într-o săptămână. Tu ești o evangelistă sub acoperire, o femeie a veștilor bune și n-ai știut. Ești o mamă care își crește copiii. Tu ești acolo o, o bătrânică care zici că nu mai ai putere, dar rugăciunea ta contează, strigătul tău contează. Adu-ți aminte de acea bătrână cu care s-a bătut zi și noapte cu judecătorul și a câștigat. Dumnezeu i-a dat biruință. Să nu mai zici niciodată, eu sunt neputincios, eu nu pot. nu mai lua în mână și în brațe pe drăcușorul, nu pot. Tu poți totul în Hristos care te întărește. Amin. Îți spun ceva, că i-am spus Domnului, Doamne vreau, dar nu pot, a zis Domnul, nicio problemă, pot eu. Doamne, ești disponibil, dar nu știu, o să te învăț. Și am băgat toate scuzele ca și Moise. Și când le-am terminat pe toate, Dumnezeu s-a uitat la mine ca și la Gedeon și a zis, du-te cu puterea pe care o ai, eu sunt cu tine și ți de ajuns. Dragii mei, fiecare s-a întors la zid. dă voi să te întreb, astăzi tu zidești un zid? Zidești un om? Pentru că zidul vorbește despre oameni. Biblia spune că noi suntem pietre vii, spune Apostolul Petru. Și aici vreau să ajung tu. Ești un ziditor? Sau stai toată ziua și ți mănânci unghiile și te plângi de milă și te uiți doar la tine? Ești deci cu ochii la nevoile celor de lângă tine, pentru că asta e dragostea de Dumnezeu. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu toată mintea și ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aș vrea ca să zidim zidul în dimineața asta. Sunt atât de multe ziduri căzute. Merg prin țara asta și călătoresc de peste 25 de ani. Și văd atâția oameni căzuți care vin duminică, de duminică la biserică, vin căzuți și pleacă căzuți, pentru că nu-i zidește nimeni. Vin dărâmați și pleacă dărâmați, pentru că nimeni nu se uită în curtea lui. Vii, te pui pe scaun și, cum am spus, stai lipit de superglup, parcă ar fi locul de vește, rog să mă ierți. Dar câteodată mă frustrează lucrul ăsta. Mai mișcă, te te rog frumos, mai du-te încolo, mai cunoaște pe cineva. Mă, în tine este o binecuvântare, soră, frate. În tine curg de apă vie, nu le lăsa să băltească, lasă-le să curgă du-te și cercetează-l, măcar un om pe duminică, pune-te lângă el și zic, mă omule, cum te cheamă, că te văd aici în Betania de 10 ani. Spunea un frate odată, zice, am fost 9 ani într-o biserică, nu e aici, nu în orașul ăsta. Și zice, când am plecat, m-a întrebat cineva, ai venit prima, pentru prima oară, zice, nu, am fost 9 ani și am stat pe unul la nimeni, nu m-a întrebat nici cum mă, că am nici câți ani am. La revedere! Știi de ce nu s-a găsit unul în toată biserica aia de 2000 de membri să-l zidească pe omul ăla? Unul ridice inima. Unul să ridice Duhul doborât de întrisare, Unul să-l întrebe și pe el, cum te cheamă Badie? Nu știu, eu am venit în Betania și n-am văzut aici pastorii cu niște puși din alea cu gloanță după voi. Oamenii ăștia vă iubesc, sunt deschiși, toți vă iubim, vă apreciem. Nu stă nimeni să vă urmărească, salutați, nu salutați, din sunteți încurajați, ca și în dimineața asta. Ieșiți și rupeți rândurile și zidiți zidul! Lasă-ți problemele, crede-mă! Nu se rezolvă dacă stai pe scaun singur și nu faci nimic. Nu se rezolvă dacă îți o săptămână de milă. Problemele o să fie tot acolo, dar știi ce? În săptămâna aia fă un scop din azidii pe altul și o să vezi că atunci când tu investești în visul lui Dumnezeu, Dumnezeu investește în visul tău. Când tu uzi pe alții, tu vei fi și tu udat. Așa spune Scriptura, amin? Îmi place de Nemia, dragii mei, că și asumă visul, să lasă atins de viziune, confruntă vrăjmașii, încurajează poporul. Dar știi ce mai îmi place? Că nu se abate de la viziune. Atunci când vrăjmașii îl cheamă, vedeți că îl cheamă în capitolul 6 cu 1, acest șambalat, Tobia și Gheșem, arabii, ăștia, îl cheamă pe Neemia la o negociere. Și deci, că hai până în vale să vorbim. Îmi place răspunsul lui Neemia, e incredibil, e incredibil. 6 cu versetul 1. Vrăjmașii noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Vrei așa o biserică? Vrei așa viața unui om unde să n-aibă diavolul niciun loc unde să intre? Domnul Hristos spunea, nu există niciun, nicio spărtură, niciun loc în mine. Diavolul nu are nimic agățat în mine. El era zidit de tatăl. Tatăl este ziditorul, îl zidisă. Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. O, lăuda să fie Domnul. Și ce spune aici? Ei au zis, vino să ne întâlnim în vale. Dar își pusese în gând să fac rău versetul 3. Le-am trimis sol cu următorul răspuns. spune te rog, versetul 3, 6 cu 3. Vreau să-l citim împreună ca biserică. Când diavolul te cheamă în vale și să lași lucrarea lui Dumnezeu, ascultă-mă. Când diavolul zice, mă, acum preocupă-te de casa ta. Acum a fost o viață și după aceea o să-l sujești pe Domnul pe la 80 de ani. Acum, tu și ce să i spui? Nu pot să vin, că ce am o mare lucrare de făcut și nu mă pot coborâ. Cât timp aș lăsa ca să vin la voi, lucrarea ar înceta ofertele diavolului sunt pe masă în fiecare zi. O promovare în plus. Ți-a furat timpul. Ți-a furat și sâmbăta. Și tu zici, wow, ce ușă a deschis Domnul. Mi-a plăcut ce a zis un om bogat, zice, mă, Sane, zice, secretul vieții mele e simplu. Dumnezeu mi-a zis așa la începutul businessului. Când businessul meu va ocupa și timpul de duminică, nu mai este voia lui Dumnezeu. Când businessul meu, când lucrarea, când plăcerea mea, când hobby-ul meu, da? Îmi va lua timpul de biserică, nu mai este de la Dumnezeu. Dacă hobby-ul tău, ai un hobby, ai o pasiune, să, spre exemplu, nu știu, te dai cu patinele, nu știu, cu cartu, cu mașina, nu știu, mersul la munte și ți-a -ți timpul de părtășie cu Dumnezeu, ăla nu mai e de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu împarte timpul lui cu nimeni. Dumnezeu te vrea dedicat pe tine pentru el. Amin? Orice lucru, orice pasiune, orice viciu, orice lucru care îl înlocuiește pe Dumnezeu în viața noastră devine un idol care trebuie de rămat ca în vremea lui Gedeon. Casa este bună și eu vreau să fac cu ajutorul Domnului. Dar nu este prioritatea mea. Dumnezeu e prioritatea mea. Școala este bună, educația este bună, dar Dumnezeu e prioritatea mea. Să crezi copii e extraordinar, dar lasă-l pe Dumnezeu să fie prioritatea, dar nu transforma copiii în idoli. Nu-i lăsa să te conducă. Îmi place de Neemia că nu numai că încurajează poporul, dar Neemia a avut discernământul să vadă că vrăjmașii lui îi întindeau o cursă. Eu vreau să te întreb, tu ai acest discernământ? Când diavolul îți aruncă ispitele, deschide ușile. Știi cum se zice pe la noi la mi-au deschis? Domnul, o ușă mare să plec la muncă în diaspora și copiii tăi cu cine rămân? Să descurcă cu mama sa. Și cât o să pleci? Numai trei ani. O ușă mare. Dragii mei, diavolul deschide și el uși. Credeți-mă. Vă aduceți aminte de Apostolul Pavel când zice odată, cu toate că mi se deschisese o ușă mare în Domnul de cuvânt, n-am avut liniște în Duhul meu și am plecat. Nu înseamnă că diavolul deschisese ușa aia, probabil Dumnezeu, dar vezi tu, nu toate ușile care se deschid în viața ta sunt de la Dumnezeu. Trebuie să ai discernământ, Nemia a înțeles că acești arabi îl chemau în vale ca să negocieze și să-l omoare, ca să oprească rezidirea zidului și jertfa. Și Nemia le răspunde, am o mare lucrare de făcut. Hai să pierdem timpul pe Instagram. Am niște copii de crescut, îți mulțumesc frumos, nu pot. Hai să vă jucăm un, un FIFA. Îmi pare rău, nu pot, trebuie să petrec cu soția mea, am o prioritate. Hai, mă într-o excursie, hai la munte, duminică, sâmbătă să vezi grătare, fericire. Îmi pare rău, eu duminica merg la casă, auzi Dumnezeu. Eu duminica merg la adunare, eu duminica merg în părtășia trupului lui Crisos. Mergi fericit la munte, mănâncă grătarul, Domnul să te binecuvânteze. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Îmi place de Neemia că în fața uneltirilor și amenințărilor răspunde Am o mare lucrare de făcut. Și atunci când îl amenință și mai mult, Neemia răspunde Pentru că oamenii ăștia l-au amenințat. Știi ce amenințare au dat? Au trimis o veste, o veste falsă și au spus Du-te, fugi repede în templul lui Dumnezeu și prinde de dechivot că vin să te omoare. Și Neemia răspunde, un om ca mine să fugă? Îmi place așa mult răspunsul lui. Spune aici în versetul, în versetul 11, 6, 11, un om ca mine să fugă și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Dar era o minciună. Oamenii ăștia vreau să-l facă să păcătuiască pe Neemia, să cadă în disgrație. Dar știți ce? Neemia a rămas pe cursul lui. A primit un vis de la Dumnezeu, l-a protejat, a confruntat vrășmașii, a coagulat poporul, i-a condus în rezidirea templului și atunci când a fost să-și cape viața, Neemia a zis nu. Pentru că Domnul Hristos spunea, cine își va pierde viața pentru mine și Evanghelie o va câștiga. Dragii mei, am fost de multe ori zdrobit. Am fost mulți ani în Moldova și în Ucraina și mi-aduc aminte odată, am stat șase ore într-o vamă și plângeam. Ne era foame, ne era frig. Stăteam acolo și ziceam, Doamne, când mai intrăm odată? Ne așteptau oamenii de partea cealaltă a prutului și știi ce? Am auzit o voce blândă. În timp ce eu mă victimizam, nu nimeni nu mă vrea, cui îi pasă de viața mea, o voce blândă, sani trancă, ai tu încredere în mine? Da, Doamne, știi că te iubesc. Și orele care le-ai stat în vamă pentru numele meu, ți le-am le, ți le contorizat și ți le voi răsplăti. Pentru că nimic din ce faci pentru Dumnezeu nu se va pierde. Da, Doamne, mi-am rupt spatele slujindu-te. Am cărat Biblii, știu, un om în București a cărat 10.000 de Biblii cu plasele. 10.000 de Biblii! Și și-a rupt spatele și știi ce mi-a zis? Domnul mi-a promis că cine își va pierde viața pentru el și Evanghelia o va câștiga. Dumnezeu îți poate restaura sănătatea, îți poate restaura copiii, îți poate restaura familia, îți poate restaura viitorul, îți poate restaura zilele și tot ce a mâncat lăcusta îți poate da înapoi când îți pierzi pentru el și pentru numele lui. Neemia a refuzat să fugă, a refuzat să fie un fricos, a rămas în caracterul lui nobil și legat de Dumnezeu până la sfârșit și a zis nu voi fugi. Și știți ce? Atitudinea lui a catalizat poporul, oamenii s-au încurajat și au muncit, spune Scriptura, cu arma în mână și cu... Cum îi spune la asta de construcții? Ajută-mă, frate! Mistria în altă mână! N-am avut darul ăsta, m-a rugat mult să mă învețe și pe mine, domnul, dar ăsta și am lucrat în construcții. Și după o lună m-a concediat șeful. Mi-a zis, mă, Sani, uite banii pe tot restul, Ia-ți Biblia, du-te să predici, frate, că n-ai talentul ăsta. Zice, te-am pus și eu să dai o gaură, ai dărâmat un zid. Zice, tu ai râvnă, dar nu te știi. Zice, frate, eu te iubesc, îți spun adevărul ca să te fac liber. Tu nu ești făcut pentru asta. Poți să faci, dar nu ești bun. Du-te și predică Evanghelia. Îmi place de acești oameni că împreună cu sabia în mână aveau mistria. Și, dragii mei, ăsta este sezonul în care trebuie să muncim pentru viața de zi cu zi, dar trebuie să avem sabia cuvântului în mână. Nu ne mai permitem să ținem amândouă mâinile pe plăcerile acestei lumi, pentru că vine sfârșitul, vine Domnul Isus, venirea Domnului aproape. Și știi ce? Domnul vine, dar oare va găsi o biserică zidită? El ne va cere socoteală. Îmi place finalul, spune Scriptura, versetul 15. Zidul a fost isprăvit în a 50-a zi, deci în 52 de zile, versetul 16, ia, hai să citim versetul 16 împreună, dragii mei, să vedeți ce efect au auzit, ce efect a avut zidirea zidului. Când au auzit și noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Când oamenii o să vadă că noi zidim, știi ce o să zică? Știi ce auzeam eu de pocăiți când m-am pocăit? Bă, ăștia să ajută unii pe alții, mă. Ăștia sunt oameni faini, sunt oameni buni. Mi-aduc aminte că au venit doi la mine. Eu de obicei n-am avut, am fost foarte neîncrezător în oameni, vă spun sincer. Pentru că am trăit într-o familie în care nimeni nu credea în nimeni. Și au venit doi la mine, doi, doi tineri și așa mai slăbuți, s-au uitat la mine și zice, frate Sani, dacă ai nevoie de ceva, noi vrem să venim să te ajutăm. Noi după lucru putem să te ajutăm. Am gândit, aha, vrăgeala, auzi la ăștia, ăștia au ceva în plan. Și iar mă întrebau, și iar mă întrebau, și iar mă întrebau. Și într-o într duminică i-am văzut pe oamenii ăștia, pe tinerii ăștia doi, cum ajutau la descărcat, ajutau la încărcat. Și am întrebat pe surauz, da dar ce cu ăștia salaori? Și nu, ăștia sunt ingineri. Da, o inimă de slujitor. Mama mea m-a rupt, m-a înmuiat Dumnezeu. Mi-am dat seama că ăștia sunt copiii lui. Oameni care cară, oameni care zidesc, care uflică mânecile și nu le-e rușine să ridice carul și chivotul legământului din glot. Nu le-e rușine să pună mâna pomistrie. Chiar dacă nu știu pun numărul, chiar dacă nu au putere, vin acolo și se învoiesc în această mare viziune a lui Dumnezeu. Îmi place ce e cum să ternă povestea. Primul pas a fost că Neemia așa a asumat viziunea, s-a lăsat atins de visul lui Dumnezeu. Al doilea a fost că el a confruntat vrăjmașii pentru viziunea lui Dumnezeu. Și credeți-mă, o să vină oameni care o să vorbească. Și aici, în Betania. Bă, că ar trebui făcut așa, că ar trebui auz. liniștește -i. fratele meu. Am o treabă de făcut, n-am timp să-ți ascult bârfele. S-a declarat viziunea de acolo de la Amvon, Viziunea aceeași, împărăția lui Dumnezeu, hai să facem treaba, amin? În suflete de câștigat, familii de restaurat, oameni de adus în împărăție, sunt bolnavi de vindecat, nu avem timp să mai bârfim, nu avem timp să arătăm cu degetul că nu vrem așa și nu vrem așa și că trebuie îmbrăcat așa. Ăștia sunt inutile, avem de zidit o împărăție cerească, amin? Și e nevoie de fiecare dintre noi. Biblia spune că zidul a fost zidit, dar nu se termină aici. Mai e un pas. Neemia nu s-a bătut de la viziunea lui și finalizează zidul, dar nu se termină aici. El întoarce poporul la cuvântul lui Dumnezeu și spre finalul cărții Neemia aduce poporul într-un nou legământ cu Dumnezeu. Și poate astăzi este o zi în care tu trebuie să intri într-un nou legământ cu Dumnezeu. Am niște întrebări de la final. Haideți să ne întrebăm. întreabă de tu pe tine, eu pe mine. Oare noi zidim zidul Bisericii lui Hristos? Sau îl dărâmăm? Stăm pe margine și ne uităm la câțiva cum să chinuie, săraci mă. Mă nu știu ce-o fi cu Sanitran, că stau, să sară cu el, sare acolo, țipă, urlă. Doamne, ai milă. Nu știu ce-o fi cu Tibi, mă, de tot. Bate din palme, ridică mâinile, nu știu ce l-au apucat în ultima vreme. S-o fi dus la mă. Nu, știi ce s-a întâmplat cu Tibi. Tibi s-a aprins pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru visul lui Dumnezeu. Știi ce se întâmplă cu mine, oameni buni? M-am săturat să văd oameni care mor fără Hristos. M-am săturat să văd să scoase unii împotriva altora în loc să luăm mistria și să ne zidim, să luăm bunătatea, să luăm credincioșia, să luăm o vorbire bună, plină, dreasă cu har, cu sare și să ne zidim unii pe alții. Asta se întâmplă. Am o pasiune pentru Biserica lui Dumnezeu. Mare cineva drag de Biserica Domnului Isus. Hallelujah! Avem o treabă de făcut. Biblia spune în 1 Petru 2 cu 5 și voi, și voi, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcutele Dumnezeu prin Hristos. Vezi, scopul lui Neemia a fost să rezidească zidul ca acești evrei să aducă jertfe Dumnezeului cel prea înalt, pentru că cu un zid căzut, jertfele nu puteau să continue, pentru că erau atacați neîncetat de vrăjmași. Așa ne spune și Petru. Zidul trebuie să fie sus, scutul pe tine, coi fământuirii pus în cap, pentru ca jertfele să continue până la venirea Domnului Isus. Jertfe de mulțumire, jertfe de laudă, jertfe de sacrificiu. Amin. La întrebarea este astăzi mai concretă. Am înțeles că toți suntem pietre vii și toți facem parte din zi. dar eu vreau să te întreb, tu de cine te ocupi personal? Că dacă te ocupi de tine, E cea mai tristă viață pe care o poți avea, de tine și de nevoile tale. Psihologia și știința spune după 2000 de ani și dă de dreptate Domnului Hristos că oamenii care sunt focusați pe ei cei mai triști oameni din lume. Îți focusați pe ei și pe problemele lor. Dar ce ar fi ca astăzi ochii noștri să nu mai fie spre noi, ci să fie spre cei de lângă noi și să împlinim legea iubirii. Pentru că eu cred că din zidul ăsta în zidul ăsta sunt trei feluri de cărămizi. Și aș vrea ca să vi le spun și să ne ocupăm de fiecare dintre ele. Îți cărămizi în zid care trebuie întărite. V-ați uitat vreodată la un zid? Îți cărămizile încă acolo, dar sunt rupte, sunt bucăți căzute, sunt. V-ați uitat vreodată la un zid așa la o casă? Cum de ieri am fost pe aici, pe undeva, pe la țară, în, într-un sat, pe acolo, în Nojori, dar poate eu m-am uitat și am văzut case căzute, zidurile căzute și ziceam, am uitat cum au ajuns. Și așa sunt câțiva în trupul lui Hristos, în zidul ăsta al bisericii. Sunt acolo, dar au nevoie de zidire. Te rog frumos, dacă îi vezi zdrobiți, dacă îi vezi dărâmați, dacă îi vezi cu sufletul mâhnit, du-te și zidește-i duminica când îi întâlnești, miercurea când îi întâlnești, caută-i în timpul săptămânii, dă-i un mesaj, dă-i un telefon, pentru că sunt o parte din pietrele astea vii, sunt dărâmate. Ăștia sunt încă în sunt acolo, sunt cu Domnul, dar sunt dărâmați. Biblia spune, în Luca 4 cu 18, Duhul Domnului este peste mine. Ce să fac? Să vestesc săracilor Evanghelia și să vindec pe cei cu inima zrobită. Isaia spune, Doamne, dă-mi o limbă iscusită să ridic pe cel doborât de întris tare. Dragii mei, descurajarea și întristarea doboară mulți creștini. Panica și frica lucrează la cote extraordinare. Te rog, fă-ți din scopul tău duminica, în loc să vii să stai pe un scaun. Vreau să mă duc să zidesc câțiva frați, câteva surori, să dau un cuvânt de încurajare, o să las scaunul meu, o să mă rup de superglu ăsta religios și o să ies și o să mă duc și o să dau o vorbă bună, o să spun cum te cheamă, câți ani ai, spunem despre familia ta, o să fiu uimit. Odată am văzut un om trist într-o biserică. M-am dus și m-am pus lângă el. Am vrut să-l întreb cum îl cheamă și a început să plângă. Și am început și eu să plâng. El scâncea, eu scânceam. La sfârșit am zis, frate, te rog frumos, spune pot să fac ceva pentru tine? Zice, tu nu, dar mulțumesc că ai venit să mă întrebi. E singur de un an de zile și n-a venit nimeni să mă întrebe cum mă simt. Îți dărâmat în sufletul meu. N-a venit nimeni să-mi zic o vorbă bună. Îs trist și măhnit. N-a venit nimeni să-mi ridice Duhul doborât de, de întristare. Și am stat și l-am ascultat și sincer să fiu, reacția mea a fost să bag mâna, să ajut cumva și ce nu, nu, mulțumesc. Ai făcut deja prea mult. Zic, de ce am făcut? Mai ascultat. Fă urechile tale cadou celui de lângă tine pentru 5 minute duminica. Spune o vorbă de la Dumnezeu și ridică-l pe cel doborât de, de întristare. Chiar dacă e în zid, ele e copilul Domnului, dar e mâhnit, e doborât. Mai este o categorie de oameni de pietre. Își cele care sunt căzute din zid au fost creștini odată și trebuie repuse în zid. Cine-i caută pe acești oameni? Bă, ai văzut că ăla n-a mai venit la biserică de vreo șase luni, l-am văzut. Ce-o fi mă cu el? Mă, nu știu. Și acolo sunt încheie discuția. Dar ce ar fi ca discuția să continuă? Ai un număr de telefon? De ce? Pentru că dacă nu-l cauți tu, vreau să-l cauți eu. Hai să-i căutăm pe cei care au căzut din zid și să-i aducem înapoi în acest zid al Bisericii Domnului Isus Hristos. Biblia spune căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții, iarăși, fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr să vegem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune și să nu părăsim adunarea cum au alții obiceiuri, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. De aceea mângăiați-vă. Pastorul Florez spunea mai devreme, Duhul Sfânt e mângâietorul, mângăiați-vă unii pe alții. De asta suntem aici oameni buni. Nu suntem aici să venim ca la cinematograf, să plecăm, să te întrebe tata și mama, unde ai fost, mă, la biserică și ce ai primit? Nimic. Eu când veneam acasă de la biserică, tai că m-am întrebat tot timpul, ai băut ceva? Eram atât de fericit și nu zic, nu. Zic, să o citi din Biblie și să o rugat și începeam să cânt. Și nu știam să cânt, știam doar două note la chitară. <coughs> și atât de tare cântam că îl srăzam pe tata. Și ce mă, te rog frumos, nu mai cânta când cu că nu-l mai suport. Dar veneam transformat, dragii mei. Părinții mei, frații mei au văzut că biserica a avut un efect atât de puternic asupra mea, încât am fost total transformat. Comunitatea m-a îmbrățișat, comunitatea m-a luat în brațe. Spuneam că sunt cele care sunt în zid și trebuie întărite pentru că sunt zdrobiți. Sunt cele care sunt căzute lângă zid și trebuie repuse, dar mai e o categorie de pietre. Cele care n-au fost niciodată în zid. Domnul Hristos spunea, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și vor fi o turmă și un postor. Întrebarea este, cine va merge pentru noi? Întreba Dumnezeu în ceruri. Cineva trebuie să meargă să le spună. Treci în fiecare zi pe lângă colegii de lucru și nu te oprești odată când îți iei apă. M am vrut să te întreb. Te-am văzut supărat zilele trecute. Ce s-a întâmplat? Ah. Sunt oameni care spuneau, am lucrat cu el 30 de ani și n-am știut în viața mea că e pocăit. Un tânăr odată m-a luat de piept și a început să mă zgude cu lacrimi în ochi și a zis Băi, băi, de ce nu mi-a spus adevărul că pentru păcatul meu mă pot duce Nu era cazul meu, i-am spus tot timpul că pentru păcatul lui poate ajunge în iad, dar la modul general mă strângea și De ce m-ați lăsat atât de mult departe de Hristos? Sunt pietre care nu sunt încă în zid. Cine le va aduce acasă? Dragii mei, avem o responsabilitate ca și Nemia. Să rezidim zidul Ierusalimului, să rezidim Biserica Domnului Hristos. În cazul nostru aplicat la nou legământ. Să zidim biserica, să ne zidim unii pe alții, să ne mângâiem unii pe alții, să ne ridicăm cu cuvânt de îmbărbătare. Nu trebuie tot să predicăm de aici, de la vor. Ai acolo un microfon unde ești, folosește-l! Vorbește vecinului de lângă tine, dă-i o mână, pune o mână pe omărul lui și spune, sunt aici, îmi pasă de tine! Să așa de mulți oameni descurajați, dragii mei, și noi avem speranța și nu le-o dăm. Să așa de mulți oameni căzuți și noi avem o mână întinsă și nu o întindem. Să așa de mulți tineri disperați, legați în lanțurile fără de legii și stăm și judecăm și arătăm spre ei, în loc să mergem să le dăm o îmbrățișare și să zicem, mă omule, îmi pasă de sufletul tău nu vreau să ajungi în iad, nu vreau să fii torturat veșnic, haide să te ajutăm, hai vină încoace să ne rugăm pentru tine. Dragul meu, ce o să faci astăzi? Care este categoria de care o să te ocupi de luni? Sau de astăzi? De cei care sunt încă în zid, dar sunt zdrobiți? De cei care au căzut din zid, au fost odată creștini, copii ai Domnului și sunt căzuți lângă și trebuie repuși, au nevoie de ajutor? Sau de cei care n-au fost puși niciodată? Nemia a zidit zidul, a finalizat visul lui Dumnezeu. Tu ce o să finalizezi? Visul cui? Pentru care vis trăiești? Pentru care vis trăiești? Cum spuneam, stăteam acolo în Suedia și plângeam. Aveam 20 de ani. Și mi-era greu să renunț la visul meu, sincer sunt cu voi. Fugisem dintr-o țară săracă, într-o țară bogată, într-o țară extraordinară, într-o țară care vedeam parcă mi se părea cerul pe pământ. Și Dumnezeu mă chema apoi să rezidesc și mi-a fost foarte greu. Nu sunt un erou că am venit, credeți m-am ezitat, am spus nu, am venit cu toate scuzele. Și Dumnezeu mi-a frânt inima până la telefonul ăla care l-am primit, m-a pus în genunchi și am început să plâng. Și am zis, Doamne, vreau să renunț la visul meu, dar mi-este greu. Și și ce mi-a spus Domnul? Să visul tău. Are în vedere două, trei persoane. Pe tine, soția și copiii tăi eventual și poate încă câțiva prieteni. Visul meu are în vedere milioane de suflete care trebuie să audă de vestea cea bună. Ești tu gata să fii un ziditor? Să lași cârteala la o parte? Să treci de la cârtitor la ziditor? De la bârfitor la ziditor? De la unul care doar arată cu degetul să începi să zidești? Ești tu gata să vii aici, să te unești împreună în învoială cu poporul și cu liderii, să zicem, haideți să rezidim zidul, că Domnul e cu noi. Hai să rezidim biserica, hai să rezidim oradea, hai să rezidim... Nu contează de la ce biserică e, pe mine nu mă interesează că e de acolo sau acolo, cum l-am văzut în centru și l-am văzut cu capul plecat. Măi omule, ce se întâmplă cu tine? Pentru că noi suntem pietre vii, suntem fii și fiice ale acelui aștată. Amin? Hai să trecem peste barierele astea culturale și politice. Suntem chemați să fim ziditori și a celor din biserică și a celor din afara lor. Și aș vrea să vă provoc să ne schimbăm și limbajul. Hai să terminăm cu limbaje de ăștia, boschetar, îndrăcit, drogat. Domnul Hristos a mers în gadara și n-a zis așa ceva. S-a uitat la acel îndrăcit și știi ce a zis? Acest om este posedat și legat de cel rău. Dar eu am puterea să-l dezleg și Domnul Hristos l-a dezlegat. Dragii mei, în dimineața asta vreau să te întreb și pe tine și pe mine, vreți să devenim ziditori împreună cu ziditorul ai bisericii ai omenirii, a oamenilor care sunt pe calea asta și să zbat în păcat și în legături, să zbat sub poverile diavolului. Vreți asta? Aș vrea să facem o primă rugăciune în care să ne pocăim. De atitudinea aia, eu nu am daruri, eu nu pot, eu n-am chef, eu nu vreau și să spunem, Doamne, am pierdut prea mult timp. Astăzi, ca și nemia, aleg să ies din zona mea de confort și să mă aliniez la visul tău. Adu-ți aminte de Abraham Lincoln. Dumnezeu nu o să vină niciodată în visul tău. Tu trebuie să vii în visul lui pentru că al lui e mai mare și mai bun și mai tare. Amin? Mă întreb câți oameni în ora de mare, în orașul ăsta minunat, mai au încă nevoie de Hristos când am venit aici, am luat unul de piept și mi-a zis, pe tu aici ai venit mă, să predici Evanghelia? Aici noi toți suntem creștini, mă pocăiți. Și m-am uitat pe statistici. Aș vrea să-l întâlnesc, să-i spun că cei pe care i-am întâlnit eu poate au fost odată, dar astăzi sunt căzuți. Și nu vreau să arăt cu degetul spre ei. Vreau să mă duc și să le zidesc inima cu o vorbă bună și cu Domnul Isus Hristos. Amin? Îmi place ce spune Apostolul Pavel și termin cu gândul ăsta. Căci noi toți Împreună suntem lucrători cu Dumnezeu. Doamne, nu mai vreau să te las singur. De multe ori îl văd pe Domnul cum slujește cu lighianul și Prosopul. Se ridică singur de la masă și noi toți stăm și ne uităm. Haideți astăzi să ne ridicăm cu el. Să nu luăm fiecare Ligiano și prosopul, să ne luăm fiecare mentalitatea de slujitor. Asta înseamnă Ligianu și prosopul. Iați mentalitatea de slujitor și stată tată, sunt gata să-mi suflic mânecile, să mă duc să slujesc pe cei nevoiași, pe cei orfani, pe văduve, pe săraci, pe străini. Te uiți la el și vorbește limba arabă și zici, uite, spunea cineva ce oroi ăsta, de ce zici ce oroi? El este om faptul că vorbești o limbă diferită de tine, asta nu-l face mai rău. Noi toți suntem la fel de păcătoși înaintea lui Dumnezeu, toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu suntem mai buni ca ea din Turcia care au murit sub dărâmături? Faptul că încă suntem în picioare e mila lui, e harul lui. Și știi de ce suntem aici? Că Domnul vrea să ne mai dea o șansă să ne aliniem ziditorului și păstorului cel bun. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm împreună.